doliu în România. A murit Maria Ciobanu, luptătoare pentru victoria Revoluției Române. Maria Ciobanu se număra printre cele două personalități ale Revoluției de la 1989, din Italia, care dețineau titlul de un luptător pentru victoria Revoluției din decembrie 1989. Luptător cu rol determinant, Maria Ciobanu s-a născut în Comuna Roșiile, din județul Vâlcea, în anul 1943. Maria Ciobanu locuia în Italia de mulți ani și, recent, avusese bucuria de a fi bunică. La vârsta de 81 de ani, Maria Ciobanu a plecat din această lume la Spitalul San Luca din Milano. A fost o femeie modestă, dar cu un curaj remarcabil. În anul 1989, Maria Ciobanu s-a numărat printre cei mai curajoși revoluționari confruntați cu forțele regimului comunist. Anunțul public al dispariției sale din această lume a fost făcut de către românii revoluționari stabiliți în Italia. Aceștia i-au adus omagiu Mariei Ciobanu, potrivit revoluționarilor români, aportul său la realizarea schimbărilor și la instaurarea democrației în România va rămâne imortalizat în paginile istoriei țării noastre. A fost o femeie curajoasă. Fie ca amintirea ei să strălucească ca o făclie a curajului din timpurile tulburi ale Revoluției, iar sacrificiile făcute să inspire generații viitoare de luptători pentru libertate. Contribuția ei la înfăptuirea schimbării și aducerea democrației în România va rămâne veșnică în istoria țării noastre. În aceste momente dificile, exprimăm sincere condoleanțe familiei și prietenilor. Viața ei este un exemplu de devotament pentru o cauză nobilă, iar amintirea ei va trăi în inimile noastre cu recunoștință și respect, au transmis românii revoluționari stabiliți în Italia.